Știi ce? Parcă îmi vine să ies dacă te facem pe tot ce ești. Îmi bag pula ies. Și nu Hai. știu ce mi-e la cerci. Roman, e prost? E lent. Bine, trei și abia asta, adică cam vreodată. Băi, că Banza și Panda, cred că e cel mai bun două în atac pe care e existent. Câte divizie mai promovat? Ce? Că sunt aproape de divizia 5. Că ieri nu m-am mai jucat. A, pe mă? Da. Eu te-am așteptat. Am văzut feblețe. Feblețe, lasă-mă în pace. Ce ai văzut? Feblețe. Ce? Mi-am văzut văruț. Ce mă? Văruț. Vezi? Mamă! Asta, ce? Stare pe chin. Care 3 luni și ai avut și COVID. Mă. Da, ce că doar a făcut febră. A, e bine. A, cât de cât asta. Bine, și a fost și că la spital supravegheat ca mereu, pentru că cred că a făcut în la prima lună și ceva. Mă, și de când are coare? De o lună jumătate? Nu, am zis că a făcut, n-am zis că a scăpat acum. La cât are el? Păi ai zis că are 3 luni, nu? Păi da. Da, și are de la o lună jumate COVID. Nu, cred că are mai de acum. Mai de la 2 luni. Așa. Păi și are de la părinte, trebuie să vă. Stai așa să te spui. Probabil că da. Eu nu cred că parcă munceau acasă. Pula mea. De magie, de ce drag? Îl duce la creșă? Da, creșe la 3 luni pur. A, stai că e 3 luni. Știu că se poate, dar... Păi asta... Da, în fin. Ai băieți, fila mea, poate să apuce chestii, ai băieți, bă, am dat gol, Pande, v-am dat bară cu Banza și a venit lui Pande și am dat gol. Practic a fost un rebound micuț. Bă, dar Vertonghen când îmi pun, i-am pus shadow, e zeu să mor. No cap. Bine, și știi ce nume are? Mihai Tudor Cergescu. Și Tudor nu-i numele de familie? Care Cergescu? Da. Dacă nu era numele de familie, era George. Escu, Făinescu. Ce piste mă zic? Angelescu. Angelescu. Simonescu. Da, dar de ce tryhard am dat eu întrebare? Făinescu, păi probabil că și Făinescu există. Până. Da, Angelescu am mai auzit. Atunci Angelescu. Da, Angelescu nu, dar Angelescu am auzit. Vertonghen de găut. Tudorescu. Grigorescu. Am auzit de Grigorescu. Ce mai? Stănescu. Ari... Marinescu. Marinescu. Bine că vine de la Marin. Marianescu. Marianescu. Marian. 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 Oare... Eu nu concep că există persoane cu numele de Marian. Bagă-mi pista. Și-au luat și bully de la Vadim. Cum adică Mariana? Lângă că îi cheamă Marian. Nu, dar Mariana. Cum dracu se cheamă Marian?
Mai Mariana. Nu, mai Mariana, mă. Wow. Mariana. Da. Ariana sau Mariana? Mariana. Mamă! Pe cine dracu e Mariana? Nu știu, dar cum să ai numele ăsta? Pe ce are cineva numele? Normal. Mariana. Mariana. Cum să ai Speranța? Dacă te cheamă Mariana, n-ai dreptul la Speranța. Mariana Speranța. Există numele. Cum să te cheamă Labă și... și să fii din comuna Măciuca. Ce părinți troll să ai cu aia? Adică părinți troll? Păi nu e vina lui că Labă e în frente familie. Păi asta am zis, părinți troll. Eu mă întreb, cum dracu soția, doamna Labă? Păi ce e nume de familie? Da. Cum dracu să te cheam? Cred că a făcut vreau să-mi schimb numele. Lab. Dai seama să... Tu stai seama să vină unul la tine să-ți placă de el și după să-ți spună numele de familie să-i să fie Lab. Și să fii și de acord cu asta. Cred că te ține ce e dracu. Două trecu de tradiții. Să știi. Ei, numele femei de familie se mai întâmplă. Dar nu se poate, că numele ăsta trebuie să nu fie extins, trebuie să existe cât mai multe exemple. Din familia. Și să ai și băia după ce, măcar dacă aveai fată, asta e, purta numele până se căsătorea și asta e, dar să ai și băiat. Fata, parcă vine să dau o lab. Cu Ionuț. Dacă ar fi o fata fan mai lab. Bă, dar știi cum să fie și... Eu nu percep asta. Și să fii și în cine cum un amăt. Cred că ți-ai dat end-season la viață din prima secundă, dacă ai aflat că te cheamă Love. Ți-ai dat delay, dracu. Ai dat delay la crei. Tu stai seama. Păi un copil sănătos. Da, e afecțiuni cu la... Oh, ce gol a dat Banza! Mamă, ce gol a dat Banza! A dat foarte că ești prost. Pe copilul din... Bebe, te cheamă la... S-a despăcut. S-a despăcut. Bă, dar cred că... Părinții lui... Labă mare și frumos. Cred că părinții lui Labă... Eu nu cred că s-au mutat special în comuna Măciuca să mă bată. Părinții lui Labă erau ciupercari. Bă, dar eu cred că părinții lui Labă s-au mutat special în comuna Măciuca să mor. Erau ciupercari de ciuperci mari, groase și cărnoase. Mergem la cule de la labe, bă. Amintiri de la labă. Hai la cule de la labe, vei? Dacă nu scrie Valentin o carte amintiri de la labă, nu știu de unde se duce lumea pe pulă. Da, păi ăsta face de 4 ori pe zi. Cred că se strâmbă dracul la un moment dat. Odată mă gândeam la mine și m-am urcat în copăcel ca să curăl lana. Asta acum așa a găsit o palta care e prietenă cu Ina. Și am găsit-o pe Alexandra, o fetișcană drăguță care are curmane. Dar știi cum și-a pus prostul parola la Snapchat? Alexandra, iubita. Mulțumesc!
Acum ai fără mare de cont. Da, are 5 snap-uri temise. Și parcă că nu trimite dick pic. Îți dă dis. Penalti. Donnarumma face penalti. Și o va bate... Tu ai Donnarumma? Ce? Tu ai Donnarumma, poate n-ai Donnarumma. Nu, nu, nu. Gol! Vinclo, Salah. Ai văzut că s-a lansat tabăra? Da, am văzut. Pe TikTok. Am văzut trailer. Și am văzut comentariile și 70%. Când apare pe Netflix, când apare pe Netflix, când apare pe Netflix. Un prieten a fost, că a fost ziua lui azi. Da, pare foarte bine și unii și ceilalți 30. Bravo, foarte bine munci la fel. Nu știu ce pula, e bine munci, că am văzut-o pe iubită sa. Da, da. Nu îmi vine să cred că m-ai părăsit. E o actriță bună. De simțitule. Zici că sunt aia de filmat George Tănase, lecții de viață. Da, nu cum, ceva fără viață, așa. Ceva fără așa, ceva fără viață. M-am uitat de câteva ori, că mi-a plăcut. Și eu și... Cum ai putut să mă înșel, nesimțitule? Cred că de acolo așa. Și mai era și Rafael. Stai că te omor, slabule. Cum am făcut penalti? Că îmi bag pula. Piersicuța mea cu sos dulce amărui de... de vin stors cu picioarele de către cel mai bun storsător de picioare de vișine. Ce cauți cu acest bărbat? Era... Sunt numai câțiva care sunt buni și câțiva decenți care de ce îți dă foarte multe idei. Dar chiar mi-a plăcut iubita sa lui Sherry. Păi te înspere că a copiat-o pe aia. Cum ai putut să mă înșeli, dragoste? Am uitat cum îl cheamă pe ăla care a fost singurul care a jucat bine. Ăla, Chelu. Și parcă îl cheamă Chelu. Are, l-a băgat pe ADM-i, fu champion. Nu știu, adică cred că îl știi pe ăla. Adică n-ai cum să nu știi. Să mă rândesc, nu știu. Cum era? Era mai mușchiulos? Ai văzut ăla? De așa că mi-amintesc. Aolea, am și uitat. La Seral? Era pe YouTube, cu de-asta o serie, cu de-asta cu... Am uitat cum se cheamă canalul ăla, că era a lui. În fine, ăla e singurul care a rupt. Ia, și Shelly. Și Shelly... Shelly a prins ex-mărie, de fapt nu, și Gami. Mamă, nu. Pentru că el are cel mai simplu rol, are lorul lui, să joace ca un cocală. Păi chiar dacă chiar e. Sau poate dacă mă uitam la final unde dădeam seama că era de fapt robot iubită, dar așa. Și de-aia vorbea așa. Cum ai putut să mă înșel, băbășica mea? Cu sirop. Sunt la meci de promovare și încă am tremură. Ouăle! Hai să mergem pe platou. Spune... Aia-i cu șeri.
Bă, dar mi-a plăcut. Bine, nu știu, probabil o să mă ipănesc că nu te lasă să nu mă duc la cineva ca să nu văd filmul. Da, ca să vezi filmul. Stai să mă că te uiți pe net. Nu-i pe Netflix, Când apare pe Netflix. Când apare pe Netflix. Că te omor ai. Pe Netflix, dă Netflix. Mai rău, Sherry, eu n-am Netflix, dar dacă l-ai băga, aș lua film. Aș lua Netflix, mai ca să văd film. Așa că bagă-l pe Netflix. Mi se pare corect, omul și-a exprimat opinia și interesul foarte frumos. Mamă, cu ai, te-ai mai rata, e joc un adversar care e mai rata, în ziu ca Valenti. Cum dracu? A ratat cu parta goală de două ori și minutul 8. Cred că ăsta nu iese dacă dau gol. Gol, Banza, minutul 89. Și că ce scot? 5-3 pentru mine. Pentru Ien? Pentru mine. Ăsta e meciul tău de promovare? Da. Cred. Acum ai dau autogol. Ce slab. Da, Shelly, eu nu mai știu ce să îți zic. Să te uiți pe live după ce e seara sau după ce termin. Că vrea să-ți arăt golul lui Banza. De ce? Mamă, dar e prea bun Sirgiu, de ce nu l-am băgat pe Sârg? Capără totul să-mi bag. 3 goluri, Simon Banza. Este a, da și foarte intens, adică mă domină complet, numai că eu sper numai să merg pe contra-atac și să îi dau gol. Să-i dau easy și o trompuie. Cred că se întâmplă. I s-a întâmplat! Și-a băgat pula. Să te uiți pe live-ul meu, te rog, să vezi golul. Stai așa că nu ai ieșit disperat. N-ai ieșit disperat? Ce? N-ai ieșit disperat? N-ai ieșit disperat. Păi să mă uit pe live-ul tău. Bine, dar ce minut? Ba acum că-l luă periplay, dacă e gol. Stai așa. YouTube. Asta-i? Da, asta-i. Notificări. Tu. Mingea. Olaie. Așa, stai să-l fac mare. Mare și. Așa. Care? Acum, vezi golul de minutul 41? Da. Mai dai? Am dat. Așa. Uite. Nu prea am văzut. Da, așa că m-a tunat. Stai că îl văd a doua oară. Stai că îl dau și cu camerele astea, se vede mai bine. Am văzut, gata. Ia uite. Din al doilea replay. Centrare. Stai așa să pun. Centrare și... Am făcut un ai când s-a... Acum ai că joc și niște raivă. Pă, live aici, ca să nu zică băi, zică hacker. Easy victorie. Easy promovare. Acum n-ar trebui să nu mai am niciun pic de lac, că n-am avut niciun lac, friend. Mi se mai cum mi s-a mișcat da până acum. Sunt pregătit de penetrare, nu prea. Ca să mi-o penetrez ăștia, primele meci. Eu trebuie să câștig 3 meciuri la rând. Și ca de obicei fac felul că mă blochez. La ultimul fac egal, după aia îl pierd, după aia îl pierd și pe ăla și după aia din nou doar. Dar acum nu mai am lac, deși nu se mai întâmplă asta. Ar fi 3 win-uri sau să dau un dă căcați care nu știu cum sunt în divizia asta. Păi, cum a fost ăla, dar am bag pula nici. Așa se. Nu m-am mai jucat. Cred că am dat 30 data trecută că aveam eu. Win a match in online draft. E pist.
Dacă îmi dați voi draft token free, eu îl joc. Păi n-ai făcut, n-ai draft. Ba da, l-am făcut. Și am dat domnul care a avut cea mai mare burlan de pe pământul ăsta. Ca la final am avut expected goals 9-5 și m-a bătut 4-0. Oh, yeah. Apar. Mă, vezi că te-a fost bine rău. Lasă. Mă, tu după aceea scoți microfonul, ce business. Asta e. Nu știu, îmi bag și scot microfon. Pe așa se văd. Cred că se auzea cum mâncam. Da. Cum băteam controllerul de mână. Ah, ok. Nu-ți mai bate controllerul de mână, că se aude ca dracu. Și nu mai am eu, cred că se aude și pe live. Ah. Ai calitate pe live, băi, slavul. Oh, un pic. Mamă, vezi că râbâul ăla chiar e bun. Coaie! Cred că-l iau pe râbâul ăla, pe canon. Coaie, într-un fel, pentru că am fost handicapat. Pentru că... A, da, chiar. Am uitat. E ora 8. Ce zice să vă? Nu zic, am. Mueller. Flashback. Ce e bun? Stai că zic, am. 90 pace, are 3 cu 4, gata. Hai, Rashford. 8 și 1, 8 și 1. Oh, 78 plus upgrade. Ne băgăm la creație. Ce? 78 plus. Pe repeat. Și numai unul sau e repeat-ă, bă? E repeat-ă, bă. 3 rari, 30 chem. Ce dracu e asta? Asta e cea mai dimisie. 3. 3 gols n-are. Bravo. Dar tot e easy. Mai ales că de ce nu marchează Pandev? Uite, Pandev mai ales că eu n-am. Pandev face pula. Pandev, de ce nu marchează? Nu e așa de handicapă pe cum crezi. Nu știi tu să joci cu el. Nu știe măta să-l facă. Băi, ce vădă-i vorbit. Și dacă mă s-a a muncit din greu ca să ajungă fotbalist? Atunci sper că i-au băgat-o bine. What the fuck? Dar dacă nu i-au băgat-o în cur și s-au băgat-o chiar ție? Atunci sper că i-au băgat-o bine. Opa. Atunci sper că ți-au băgat-o bine. Oaie, mă piși pe portarul Iloris. Am băgat pula și eu l-am pe Loris. Dar ce-a făcut Politanu și-a făcut preluarea măs. Hai să vedem un... Măs al... Bine, dar vezi că la 78 plus sunt decât doi jucători care poți alegi. Noastră. Deci au fi cam seac. Că mereu Matip era al treilea cel mai bun. Ce? Mereu era al treilea cel mai bun. Mi-a dat Matip primul pic. Deci eu zic că să merită primul pic. Coaie, Pandev! Facem resurse. De ce? De ce nu marchez? Mi se mișcă un pic. Bătăiță. Mi se mișcă. Poate vrei bătăiță, Pandev, că stau la curb bătăiță. Stau la curb, bombat. Hai, Pandev! Pandev, poate... nu mă fă nervos, că poate mă faci nervos. Poate Pandev n-are curb bombat. Atunci îl pompezi. Ma. Pompezi. Îl pompezi. Îl pompezi. Ți-l. Ți-l cam cum pompezi. Dacă nu ți-l aș pompa, n-aș mai fi pe-ntre voi. Adică ce cine ți-a băgat-o în cur? Rămâne secret. Coaie, l-ai primul. Bine, Loris! Era să zic, coaie, l-a fost primul șut. Stai, că eram obișnuit cu Manian.
Am avut 3 să fie 3-0 și minutul 30. Și e 0-0. Ioan Ghimion cu aia la Lukaku. Ioan Ghimion la portar, n-am ce să spun. Ce să-mi fac? Romero la caca. Du! Eu când l-am văzut pe Mukiele, era în ceva genul, e bun, bă, e bun, după aceea îl văd pe Lukaku. Mai, l-am văzut colorit când a ieșit din poartă, trebuie să mă uit în inima. Era asta, trebuia să fie cu... Trebuie. Trebuie. Hai, Politano, hai, Politano, să mai fac. Hai, Politano, dă cu stânga. Hai, 4, Wickfoot. Piscinus. 4. Pe care 4 cu 4. Mamă, ce zi. Dybala, du-te în ăsta, merda, locul. Coaie. Loris. Loris, ești gay? Adică și eu n-am pălorit să ești ghici. Mamă, ce-ai zis-o? Bă, să-i și lini cine arăt, ce-ai zis-o așa de tare? Poți să-mi o bagi? Să-mi chinui jucă în biliard. Bagi? Gaua la lui Loris, adică după. Adică... Adică gaura care o apă Loris, așa. E frumos natural, n-are nevoie de fart. Wow, cu tine. Bă, dar vezi că dă bine. Nu mi-a dat cu 82. Gata, 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 coi, gata. Oh, oh, oh. Cațiaș, oh, oh, oh. Oh, 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 Loris, oh. Oh. Ho, 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 vine moșul să-ți dea. Mi se pare corect. Coi, de ce a rămas mingea la el? Poate, așa, poate s-a băgat Dumfries. Poate oare mai mare. De ce a rămas mingea la el? Mai mare ca în filme. S-a închinește ca în biliard. Bă, pisica, dracu, să-mi bag. Dă-te jos sau te dau eu așa. Pisica, bă, ca mi-aș pu... Ce? Am fost atacat. Puteam spune că ți-a dat cam easy shit-o-n pisica. Mă, bă, pula, că vrea să stea pe scaunul în care stăteam eu. Du-te-n pisica. Bă, uite, vădă, mă, fiți cu pisica. Dar acum trebuie să stau în picioare. Zice că am nebună fizică. Hai că poate joc mai bine în picioare, poate mi-a zis un hack fizică. Pula murții mătii, de ce dracu stau fundașii lui pe linia porții? Fița right-ul mătii. Că iarăși fac gluma cu instrucțiunea. Ce glumă? Aaaa! La mea sunt picioare, numai că nu mai escaladează fizică. Nu sunt bradă în familia, măi. De ce dracu te apucă acum? Te apucă acum cheful de joacă. Pisica e frumoasă naturală, n-are nevoie de fart. Păi, dar pan de fost se mișcă, zici că e broască, ți-e stoasă. Uac, uac, diri, diri. Am zis ți-e stoasă, prost. Uac, uac. Nu plată. Rotundă. Încă nu-i călcată pe mașină. Da, am dat și eu un gol, e în offside sau... Nu, dacă se termină 0-0, eu șterg FIFA. Și sau dacă mă bate. Planting the bomb. Dracu, mă, să fie primul meu gol în offside. Și cât e scorul? 0-0. Păi de ce am zis taca? Coaie, da gata cu recuperările lui Măta în apărare, gol!
Dybala, ce pula mea spre lorile astea, mă? Divizia 5-a. Mamă, ce echipare Samba. A dat afară gol. 1-0 în sfârșit. Până domina prost tu familia ta de negru. Cu cine mă joc eu, frate? Eu am echipa aproape full gol și omul meu are echipa aproape... Fii dreaptă, așa. Eu joc cu echipa aproape full gol și asta joacă cu, cu echipa aproape full special. Pisico, poate sar pe coaie. Nu fii așa nebun, adică l-am lăsat, da. Da, cred că am belit un pic, pura. Cred că nu mai joc Rebus. Coaie, Dybala, du-te-n pizdă. Nu că-l schimb. Deci facem aici schimbare, punem pe Bernardo, că ăsta văd că e cel mai bun super sub care a existat vreodată. Și sunt tentat să-l scot pe Pandeville, scot sau nu? Nu, că facem, nu ne ascultăm. Mama, are Sule de 90, săracul Werner, bine, când l-am văzut. Bine, te ascult pe tine, te ascult sfat. Săracul Werner, m-a luat ăla pe sus, nu pula. Mamă, ce pasă dat, Everton. Are și Haaland, băiatul, și Lewandowski. Are și Boateng, moment. Spandev a făcut un fel de assist fără să vrea. Vezi? Pentru că a încercat să facă un fake și așa a durat 5 ani și a sărit Loris și a dat pe lângă Loris și a dat-o lui Rashford în picioare. Deci un fel de assist. Vezi? Oh, ce gol a dat Everton! Bine, mă, Everton. Oh. Oh, Bernardo Silva cu schema. Schema ț. Bernardo Silva the best super sub. Ia uite, deja de 5 minute de când l-am băgat deja am dat două goluri. Cam mai cam face ceva impact dacă l-aveam pe ăla de 90 băgam. Mai avut cam resurse să facă. Pandev a obținut un foul, dar am avut o fault așa. Ia da, meciul trecut de unul care l-a făcut pe Bernardo Silva. Pogba sau Politan? Sau Pandev? Pandev. Oricum, ce frumos gol a dat Everton. Succes în continuare, Everton. Cu cât mai multe... Da, gol, Pandev! Liberă 25 de metri! Pă. A dat-o și în vin. Pa, el distrug. Am vrut să văd dacă s-a făcut bine. Coaie, ce inferno! Dacă se joacă, s-a făcut bine, până acum nu face. Asta este un fel de... Un fel... Mamă, să-mi bag piciorul! Hai, că nu era de la la, că l-am distrus pe ăsta să-mi bag. L-am operat. A avut lipsă de neuroni. Și acum i-a făcut și mai puțin. Ce corta al meu a avut lipsa de neuroni? A de s-a auzit? Bine că n-am în jur. Mamă-i 5-0. Sunt așa mândru de mine. Banza! Și era 1-0. Ai mă! Deci în momentul în care l-am pus pe Bernardo a schimbat meciul. Atât de autist a fost Dybala. Hai Bernardo! Mamă, ce mă face prostul cu... Mă întreb că trebuia să fie scorul, dacă minutul 30 trebuia să fie 3-0. Și am dat 5 goluri din minutul 60. Am început să dau golurile. Bine, dar mi-a intrat unul câte unul. După aia, nu știu ce s-a întâmplat cu Loris.
în următoarele 10 minute cam. Banza! Marchează și el. Mamă, cât de autist a putut fi Pandev. Everton a marcat primul gol, am crezut că a marcat Pandev pentru o secundă. Da, dar pe Pandev nu mă prea bazez meciul ăsta. Că l-are pe fucking Sule, dar 90 pe el. Pandev. Pandev, Salah, Fernando, un șut de la nebun. Da, deci Banza, dacă nu joacă, s-a adus pe acolo. Că cu Pandev nu, n-am ce să fac, efectiv, că stă Sule pe el, zici că... Zic că i-a pus instrucțiuni să stea pe Pandev. De ce a închis meci? Era numai 5-0, mai putea să revină aceasta, era meci și gol important. Așa cu Morata a dat 1, Pandev 1, Bernardo 1, Rashford 2. Pandev a dat 2 asiste. Da, bă. Deci dacă nici eu nu sunt inspirat cam vreo. Bine, a dat ăla... Bine, a dat golul ăla din lovitură liberă de la 25 de metri. A intrat. Am făcut și o misiune. Bă, a intrat, nu mai contează cum. Am zis un vin. Cum, de unde, cine? Bă, dar chiar e bine la lovituri libere, că avea numai la penaltiuri eram slab ca Pogba, că și ăla era recomandat și era al treilea la cei mai proști, dar era cel mai bun, cred. Deci e cam... Ce bă, dar e bun Tarbat ăsta, bine, până vine Sule. Până vine Sule, Tarbat e bun. Small prime goal player, spec 80 garantit. Ah, da, mi-a dat 81. Mi-mi dă... Ce-i ăsta? A plecat Pandev. Cât ți-a dat? 81. Poate nu-mi dă Aică din 75. Te-am dat Team of the Week din 75, așa că... Nu știu, putea să dea așa. Boar, stai, bă! Mă, să mă... Bine, Curto. Ieși. Cam 75 plus aici. Woka, bă, ești prost din al doilea Woka. Vertonghen, morții, măti, Vertonghen! Workout, Marcel, workout! Plus Vertonghen, nu, măti, cu dribbling, uite un apărare. Ce autist ți-a zis, mă, să faci dribbling în apărare? Ce faci? Mă. Trebuie să câștig două meci. De ce te întorci, mă, cu spatele, Pogba, îngădută? Sunt mândru că am câștigat 5-0. Că n-am mai câștigat de mult la 2-3 goluri. Păi și câte meciuri mai ca să promovezi? Păi, teoretic, 4 sau 3, așa. 2 și după am ori 2, 4. Care nu, acum mai sunt 3. Am câștigat-o. Ăsta are Miura cu mamă, mă bate. Și stau în Miura cu Nakamura. Da. Bă, dar asta chiar e echipă bună. Bă, cred că mă bate. Ăsta are o apărare infernală. De ce te joci Miura cu mă-la, Nakamura? Dacă nu ești bun. Normal că schimb, că de fapt arată bine ăștia, dar stau un 7 și îi țin și pe ceilalți. Un 7. Din Bundesliga. Că ăsta are Japonia cu Bundesliga. La mine e pus. La mine e pus, are full Bundesliga. Și are Sule. La mine ăsta e bărbat, da. Adevărat. Are Davies, ăla player of the month, băiatul. Mă simt.
Miura cu... Mamă, chiar mi-e frică de Miura ăla, că chiar arăta bine. Mi-e frică de Gomez a lui, sau de Haaland. Putu-s Haaland. Că Haaland ăla mi-a dat două goluri și unul mi l-a dat cumva din volei. Fuck. De ce dracu-i vine lui mingea, două tare? Băi, ești nebun, ce a făcut Everton aici? Mamă, cum dracu ai dat pe centru? A scăpat Banza al meu singur cu portarul și a dat fix pe centru porții. Tău, la ban, stai, uita asta mă pun pe div. Băi, da-mi bag pula în pange, că ce? Place. Acest moment e cam, cam flop. Bă, da, cred că ai ceva cu mine. Mă urăști. Zica de... De ce tu stai în fața televizorului? Pande, ai bă, pande! Du-te la mama, că i-ați dat ea. Eu îți dau că nu mă joc FIFA. Că mă joc FIFA, cu tebe. Îți dau că nu sunt în meci. Sau când se joc Squad Battle. Dar nu când joc Rivals în familie. Banza. Și pare că cer și tu cam. Mamă, bă, da. Ne-am un atacant care se miște mai... Bine. Bine, bă, Trent! Da, mamă, ce alunecare a băgat Trent! Stai, că se ocupă ei, Sule de Banza, că aparent Sule e cel mai bun fundaj de pe lumea asta. La 90. Să moară că fundaj mai bun ca Sule n-am văzut în FIFA ăsta. Bine, trend din nou! Asta incredibil, face minuntele. Da, Bambi, că ia la la. Ok, haide, ia la la, pare că... Bine. Normal că Sule îl ia pe Banza la viteză, nu știu cum dracu. Și centrarea asta Blanou fixă în brațele lui Noerge. Bă, dar cum dracu, mă, ăsta nu prea are bine, are atac, dar are apărarea ca dracu de bună că a fost. Ce gole, că ți era să-mi dea să moară. De ce încă-i bun în babu? Gol. Bine, nici nu știu dacă există altă, dar de ce încă e bun în babu, bă? Și parcă că i-a pus shadow. Ca să nu fie tryhard. Nu! Fuck, piciorul, am dat din greșeală, n-am... M-a dominat băiatul ăsta. Are, are trei rânduri de fundaș. De ca ia uite și tu, deci omul meu a avut corner și are 7 fundaș după corner. Ca idee. Coaie, oa, ce gol bula nu s-a dat, dar a apărat și rebound-ul, trap. Dar și-a băgat-o în poartă, că a intrat așa încet în poartă după rebound, care simt-o paralel cu poarta și intra puțin în poartă. Am avut puțin bulan, puțin mai mult bulan. Dar cum dracu a avut reflexul ăla după ce a apărat-o, s-a dus, s-a aruncat așa bine și cu a doua. Trent, bine Trent. Bine Trent, frate, mamă. Trent gol, a intrat în prime-ul lui să mor. Prime-ul lui Trent. Trent 6. La pușcării.
round. Ce tren a fost bun ăsta. Degeaba comentez Gomez că a fost fault. Săracul tarbat a avut ambreaj. Ghiu stă părinea porții. Nu-ți fac eu așa. Aparem până ajutat ăla al meu. Aparem până ajutat ăla al meu. Au ieșit toți oamenii. Mă doare capul. Deci să mor, deci dacă cap. Banza nu e. Dacă Banza nu e. Cu ăsta merita să câștig. Am numai de bine. A, știi ce? Acum am văzut ce emblem are. Ce emblem? E cam rivalitate între noi. La clasament. E cam eu ven cu gaz metan. Au offside, a dat Pandev gol în offside în top 6. Da, am văzut că eu joc cu destui de mulți român, că am mai văzut niște tricouri de la FCSB, deși eu nu am. Pentru că n-am cumpărat, că nu s-aș cumpărat, pentru că le cumpăr mai încolo, pentru că nici nu am făcut stadionul. Mi-a rămas stadionul făcut din FIFA anul trecut. Adică e același. Numai că unele nu sunt, pentru că nu le am. Eu am făcut tot stadionul acum. Adică tot stadionul de vreme. Păi nu, am făcut tot stadionul de și am făcut mai devreme ăsta stadion. Mi-a zis că să fac stadionul numai când o să mor la Pichisel. Nu gol tâmpit. Doamne, ce gol tâmpit era să-mi dea. Bă, dar nu pot să-mi cred cu... Bă, dar e prea prost, bani. Nu gol tâmpit, dă-o tare. Nu-mi care eu, dă-o tare. Pauză, vreau să-i bag pe Bernardo. S-a turnat 2-2, bine, m-a dominat clar. Mă apărc numai cu Varane. M-a dominat clar. Ce te-a bătut? Sau ce? Căsate? Egal. Căsate? Egal, ma. Ia, mama a avut și mai multe prin alta la posesie. Mama, a, ba nu. A fost 36 expected goals. Trebuia să fie 4-4. Și s-a terminat 3-2-3. Pande, fă, dar îmi bag pula. Adică la mine Pande va da gol din offside. Bravo, dar nu știu. Ce dracu, mă. Bă, da, chiar am făcut primul meu egal. Ce ești mai aici? Tu spune. Am Pantera făcut season de... milestone. Și dacă am făcut season milestone, ce se întâmplă? Bravo, ție. Ah, îmi dă un Jumbo Premium Gold Pass, mulțumesc. Cum dracu n-a băgat-o, cred că era Varane la care a șutat. Și dracu căuta Varane. A, era corner. Stai că acum mi-am adus aminte ce s-a întâmplat acum 30 de secunde. O, 630. O, două obiective. Unul cred că e daily objective, dar e ok. Easy daily objective. Poate nu e daily. Băgam ea și piciorul în el, da. Mai știi cum e, mai ții minte când în FIFA ul trecut erai obligat să dai, să joci un match de friendly, ca să faci daily objective. Mhm. Am de căcat. Cam așa. Nu vrei să fiu friendly. Și dacă n-am prieten, nu pot să fac niciodată daily objective. Bă, eu nu cred că era online. Puteai să joci cu bot. A, da, chiar. Ce dracu juca cu botul? Sau online?
Eu înțeleg să fii singur, adică dar să te joci friendlist online și să știi să nu faci misiuni. Mamă, Pogba, ce picior în sus ai făcut. Ce ar fi cea mai de căcat chestii să abad, să adauge la friendlist online la Saiken Software? Să te oblige să joci în 1000 de minute pentru o ligă, în joc, minute din joc. 1000 de ce? Adică 1000 să stai, adică să stai în meciuri. Băi, n-ar fi chiar așa de greu. Da. Nu, adică cam 11 meciuri să joci full. Și pe lângă altele. Cum ar fi win-urile, deci dacă ești handicapat, pula le face 11 meci. Aaa, stai, aaa, stai 11 meciuri la friendlist. Complet. Complet, da, ar fi de căcat. Păi nu mai ții minte că anul trecut a fost la un moment dat, așa? Nu a fost, a fost 40 de meci. Păi da, dar nu, așa, a fost așa, da. N-a fost chiar așa. Da, a fost. Eu am câștigat 12. Eu am câștigat 12 meciuri pe One League și am pierdut 5. Nu. Nu. Cosa? Oh. Da, oh, ce era asta? Ce șanse să o... Dar ce dracu face, mă? Parcă că doar și-a uitat. A venit. În gât. Da, te auzi bine. Lasă-mă. Cum te auzi? Tot bine, te auzi. Bă, ce faci? Yeee! Sunt la ultimul meci din nou. Ca să fac rank 1 și pot să fiu la 2 meciuri de rank de divizia 5-a. Și acum să nu-mi iau brain damage. Cred că închei live. Închei live, cum mă plătesc mă de grea asta.